cel mai mare proiect al nostru, proiect coordonat de altfel de echipa noastră, este proiectul Digital Culture, despre care a vorbit și Diana. Proiect care are câteva obiective foarte clare de a crește gradul de conștientizare a nevoii de formare în competențele digitale pentru industriile creative, de asemenea să proiecteze și să valideze mai multe ghiduri pentru aceste competențe digitale în industriile creative. Ne-am propus să creăm un hub virtual în care atât online cât și mobil pe care să punem cursuri pentru industriile creative. Sunt foarte multe aspecte legate de evaluarea digitală și de oferirea de ecusoane deschise, de open badges, de certificate digitale, de fapt. Și de asemenea ne dorim foarte mult să creștem colaborarea între cei care oferă educație în domeniul universități și de asemenea actorii culturali implicați în partea de industrie creative. Proiectul și-a propus, printre altele, să livreze un curs pe format Blended Learning, un curs gratuit, cu 13 module pe care le puteți vedea. Discutăm de informații de bază despre internet, despre modalități de publicare a conținutului digital, despre cum protejăm datele, despre licențe libere, despre curatorie digitală, chestiuni ce țin de etică și siguranță pe internet, lucruri despre social media, despre realitate augmentată și virtuală, marketing digital pentru industriile creative, cum să facem un management mai bun digital în cultură, cum să facem comunicarea mai eficientă și prezentările mai bune în partea de cultură. Toate aceste cursuri sunt dezvoltate de partenerii din cadrul proiectului pe platforma Unicampus, platformă realizată de Universitatea Politehnică din Timișoara, și pe această platformă vor fi oferite aceste cursuri într-un format, vă spuneam, gratuit și multilingv. Cele vor putea fi accesate inclusiv în limba română la finalul proiectului. Veți vedea o activitate la finalul acestui webinar ce implică acest proiect. Cursurile sunt gândite pentru un nivel de bază al participanților, astfel încât să poată să se familiarizeze cu noțiunile existente, și este realizat într-un mod cât se poate de atractiv, atât vizual cât și al conținutului. Ce conțin aceste cursuri? Ele conțin o serie de resurse educaționale deschise, bune practici, exemple de îmbinare foarte frumoasă a culturii cu tehnologia, exemple de artiști digitali și o serie de studii de caz. Vă prezint câteva exemple despre cum arată aceste cursuri. Aici aveți un exemplu al unei resurse educaționale deschise, integrate într-un curs. De asemenea, un exemplu de completare, de realizare a unei activități pe unul din cursurile noastre. De asemenea, am menționat și anterior despre certificatele digitale, open badges, pe care le oferim în cadrul acestor cursuri pe această platformă. După finalizarea fiecărui curs, se vor oferi o serie de certificate, open badges, care vor putea fi de folos atunci când le adăugați la pașaportul vostru digital de certificate. Sunt certificate oarecum similare cu cele pe care le primiți în urma vizualizării acestor webinari. După cum vă spuneam, la finalul acestui webinar veți avea o sesiune coordonată de colega mea, Diana, în care veți putea rola și o activitate foarte interesantă despre aceste cursuri din platforma Unicampus pe proiectul Digital Culture. Dacă doriți să aflați mai multe informații, puteți accesa site-ul www.digiculture.eu, se vede pe ecran, și puteți vedea de asemenea partenerii din acest proiect. Alt proiect foarte interesant în care Politehnica este implicată este proiectul Mode IT, a MOOC-based innovative instructional approach for curriculum design. Este un proiect care își propune să ajute cadrele didactice să facă o tranziție a cursurilor în mediul online și să dezvolte
cursuri într-un stil de tipul MOOC. MOOC, Massive Open Online Courses, este un format care permite scalarea la un număr foarte mare de participanți pentru cursurile digitale. Acest proiect are mai mulți parteneri din Germania, PHM, Universitatea din Kaunas, din Lituania, Universitatea Anadolu din Turcia, Politehnica din Porto și, bineînțeles, Universitatea noastră Politehnică. Obiectivul principal este să aducem serviciile educaționale de tipul MOOC către un public cât se poate de larg și cu o concentrare pe ingineria din învățământul universitar. Ne dorim, după cum spuneam, să găsim, să dezvoltăm o curriculă prin care, din punct de vedere pedagogic și al designului, să poată fi create aceste cursuri și a tutorii să dobândească acele abilități tehnice necesare pentru crearea acestor cursuri pe platforme de tipul MOOC. Ne dorim ca obiective prin acest proiect să creștem gradul de cunoaștere al educatorilor, al tutorilor pe tehnologiile MOOC, de asemenea să îi ajutăm să poată să își gândească și să își construiască un curs pe o astfel de platformă și de asemenea, nu în ultimul rând, foarte important, să ajutăm studenții să beneficieze de o experiență cât mai plăcută pe astfel de platformă. La final, acest proiect va avea atât o unealtă prin care fiecare tutore, cadru didactic, va putea să se autoevalueze asupra cunoștințelor legate de construirea acestor cursuri pe platforme MOOC, iar de asemenea va exista un curs în care fiecare tutore va putea să dobândească și să își îmbunătățească aceste abilități. Dacă doriți să aflați mai multe despre acest proiect, puteți să accesați site-ul modeit.eu, așa cum se vede pe ecran, și veți găsi acolo foarte multe informații despre acest proiect. Un alt proiect în care Politehnica a intrat partener foarte recent este proiectul EUDRES, Engaged and Entrepreneurial European University, as Driver for European Smart and Sustainable Regions. Este un proiect în care mai multe universități își propun să susțină regiunile sustenabile și inteligente prin prisma activităților pe care le fac. Practic, acest proiect se concentrează pe regiuni sustenabile și inteligente europene, se concentrează pe crearea unei universități europene a viitorului, care este concentrată pe toate aceste tehnologii și, de asemenea, se dorește să se realizeze un campus multi-universitar, care să conecteze toate aceste universități în primă fază. Proiectul are 6 parteneri principali, pe lângă Universitatea Politehnică, este Universitatea din Belgia, Limburg, din Letonia, Ungaria, Portugalia și Austria, așa cum se vede pe ecran, și o serie de alți parteneri asociați. Ca viziune a acestui proiect se dorește dezvoltarea unor orașe și a unor zone rurale care sunt sustenabile și pot să ajungă zone smart prin dezvoltarea unor tehnologii și prin promovarea acestor unelte educaționale care pot să transforme o zonă într-una smart. Proiectul e concentrat pe 4 dimensiuni, pe cea socială, spațială, structurală și tehnologică, așa cum se poate vedea și în graficul de pe ecran. Și are 4 misiuni interconectate. Este, în primul rând, dezvoltarea educației, transferul de cunoaștere, partea de cercetare și inovarea umană. Proiectul își propune să aducă ceva nou, să aducă viitorul în ziua de azi, prin dezvoltarea de conținut noi, perspective noi, metode noi, organizații noi, metode noi de colaborare și medii noi. Alte
Alt proiect în care Politehnica este implicată și mă apropiu de încheiere este proiectul TRACE, Community Enabled Open Training on Creative and Cultural Entrepreneurship, un proiect care își propune să construiască un think tank al orașelor capitale culturale europeană și să ofere un curs de train of trainers care să ajute aceste comunități din jurul capitalelor europene prin niște cursuri virtuale și prin medii virtuale bazate pe o colaborare internațională. Politehnica, din nou, e partener în acest proiect alături de alte universități. Universitatea de Vest e coordonatorul, iar noi ne vom ocupa de partea de asigurare a calității și sprijinul platformei virtuale. Alt proiect interesant, legat cumva și de prezentarea Caterinei de astăzi, este proiectul Augmented Wear Edu, Integrating Virtual and Augmented Reality with Wearable Technology into Engineering Education. Aici e un proiect în care tehnologiile AR și VR sunt folosite pentru a îmbunătăți educația și, practic, proiectul își propune să dezvolte o serie de cursuri și unelte AR și VR care să poată fi apoi implementate în laboratoarele din cadrul universității. În fine, ultimul proiect în care Politehnica a intrat partener alături de UFSD este proiectul Connecting Romania to Blockchain, European Blockchain Services Infrastructure, un proiect care își propune să creeze primul nod de tipul EBC în România și să ofere o serie de microcredențiale bazate pe tehnologia blockchain, așa cum v-am menționat de altfel și Diana la începutul prezentului. Acestea sunt o parte din proiectele în care Politehnica este implicată. Vă așteptăm alături de noi în cadrul acestor proiecte și vă așteptăm să vizitați site-urile proiectelor și să veniți la viitoarele prezentări pe care le vom realiza în cadrul webinarilor sau workshop-urilor. Datele mele de contact le aveți pe ecran și o să urmăresc și o să văd dacă au fost întrebări legate de această prezentare.